Cele 9 toalete publice cumpărate de administrația locală din Pașcani în 2021 ar urma să fie date în folosință zilele următoare. Anunțul a fost făcut de edilul municipiului în cadrul conferinței săptămânale de presă, după ce socialdemocrații pășcăneni au postat un mesaj critic pe această temă la adresa administrației locale. Primarul a spus că ar fi trebuit să fie deschise încă de anul trecut și a rămas surprins când a aflat că sunt încuiate. Trebuia să le dea drumul pentru că venise avizul de la curent electric și erau funcționale. De 2 săptămâni de zile trebuiau să le descui. Nu știu, subiectul mă interesează, probabil... Ce n-a acordat la curent, la apă? N-au motiv să stea încuiate. Cine le administrează? Nu le administrează, gospodăria comunală le administrează. Deci, din punctul meu de vedere, nu trebuiau să fie închise la această oră. Dacă sunt închise astăzi, mâine vor fi deschise. Menționăm că în anul 2021 au fost cumpărate 3 module, fiecare cu câte 3 toalete, pentru care au fost cheltuite 134.994 de lei de la bugetul local. Ele au stat depozitate până în 2023, când primăria a achiziționat lucrări de amplasare a toaletelor pentru suma de 203.087 de lei. Un grup sanitar a fost pus în capătul scărilor mari, altul în zona Ștrandului și unul în zona lacului Peștișorul.